ziua, trebuie să vă spun că am niște emoții groaznice, pe care nu le aveam înainte să încerc. Așa că dacă vă rog să mă scuzați, dacă mă bâlbâi. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului director Daniel Săuca pentru colaborare și pentru deschiderea pe care ne-a oferit-o în momentul în care l-am contactat în legătură cu acest proiect și totodată și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Mi-a oferit sprijin și pentru finanțarea acestor printuri și sunt foarte recunoscătoare. E un moment foarte important pentru mine acum din două motive. Primul este faptul că am adus expoziția acasă și acasă mă refer la Județul Sălaj. Și e important pentru mine să văd oameni cunoscuți în sală. Și al doilea motiv este faptul că pot să-mi arăt prima expoziție alături de o parte foarte importantă a sufletului meu, și anume femeile mele din sat cu care am lucrat în ultimii ani, pe care puteți să le vedeți aici în față, și este și străbunica mea aici, care nu mă duc să vă o să încerc să fiu scurtă, pentru că pare parte din ce vreau să spun prin proiectul acesta ar trebui să se regăsească în fotografii și în mesajele pe care vă invit să le citiți. Despre mine câteva cuvinte. Sunt fotograf documentarist și sunt un an terminal la Facultatea de Teatru și Film, masteratul de film documentar. Am început să fotografiez pe la 13-14 ani, când locuind la țară, primele mele subiecte și la care am avut acces cel mai ușor au fost oamenii din mediul rural și în principiu vârstnicii. Am învățat să realizez portrete fotografiind oamenii din sat. Deci, practic, pot să spun că acest proiect a început atunci, dar s-a dezvoltat foarte mult și ceea ce vedeți aici este o parte foarte, foarte mică din toate aceste fotografii. Sunt fotografii realizate nu doar în Județul Sălaj, ci și în Suceava, Bistrița, în principiu în nordul Transilvaniei și în Bucovina. Unele dintre ele se regăsesc, altele pot fi văzute și online. De ce m-a interesat pe mine să vorbesc despre bătrânețe și cum am ajuns eu să dezvolt proiectul și să ajung în punctul acesta? A fost o experiență mai importantă pentru mine, care s-a întâmplat acum 3 ani. Acum se fac săptămâna asta, se împlinesc 3 ani de când m-am mutat la țară, din Cluj-Napoca. Și m-am mutat pentru a avea grijă de bunicul meu, care a căzut la pat și care e aici, așa că să stau mai aproape de el, că poate îmi dă mai mult curaj. Și în momentul ăla am cunoscut o lume a satului pe care nu o știam până atunci. Pentru că luam interviuri oamenilor și mergeam pe teren și de obicei vorbeam despre ce era trecut și îmi povesteau despre nunțile lor și despre poveștile lor de dragoste, dar cumva mă opream acolo și mă opream în trecut și n-am mers mai departe până acum 3 ani, când prin experiența pe care am avut-o îngrijind pe bunicul meu și mai întâi pe bunica, mi-am dat seama că satul nu e așa de idilic cum imaginam eu și cum vedeam eu că este prezentat peste tot și că oamenii, de fapt, oamenii cu care vorbeam atunci aveau probleme mult mai mari decât cele pe care puteam să le văd eu. Așa că avem câteva cuvinte cheie pe care le-am ales pentru a conduce privitorul în această expoziție și acestea ar fi singurătate, bătrânețe, boală, relația om-animal și comunitate. Singurătate și boala sunt de la sine înțelese. În momentul în care o persoană rămâne bătută sau se bolnăvește, știți și dumneavoastră care e situația. Dar am ales comunitate sau lipsa comunității sau a socializării, pentru că dacă veniți pe urmă aici citiți, și vă invit să citiți mesajele de la fiecare fotografie care spun mai mult, am vorbit despre faptul că oamenii încearcă să găsească relații de socializare și să se împretnească cu cei care sunt în marea lor apropiere. Pentru că nu poți să parcurgă distanțe foarte lungi, pentru că încerci să nu aibă oameni prea mulți pe care să-i viziteze. Pentru că foarte multe rude și foarte mulți oameni în familiile lor mor. Așa că cercul se restrânge foarte mult și posibilitățile motorii se restrâng foarte mult. Un moment important care mi-a rămas mie în cap a fost când am auzit povestea unei femei care îmi spunea că nu a ieșit din curte de 3 ani de zile. Și m-am gândit, wow, eu pot să plec, dacă vreau, într-o săptămână până în Londra sau în Franța. Dar nu mi-am pus niciodată problema asta cât de mult poți să te limiteze vârsta, cât de mult poate să limiteze mobilitatea la anumită vârstă. Și asta vine și cu relațiile cu familia. Nu mi-am pus niciodată problema cum e să-ți moară cineva până în momentul în care mi-a murit cineva.
Și despre asta e expoziția asta. Adică nu e expoziția pe care să vii și să vezi că sunt 12 fotografii drăguțe cu niște oameni de la țară. E o expoziție pe care vreau să veniți și să-i acordați puțin timp. Știu că nu avem foarte mult timp acum, dar vă rog să o faceți dacă se poate la final. Vreau să mai spun despre această instalație pe care am aici, pe care am împărțit-o cumva în două părți. Aici e tabloul pe care străbunica mea, care se află aici în față pe ștea floare, îl are în casă din Since Forever, că eu aștept întotdeauna cu acest tablou. Și este ea în tinerețe alături de soțul ei, pe care puteți să vedeți aici și pe care puteți să o vedeți mulți, mulți ani după, la 95 de ani, aici. Pentru mine e foarte important că străbunica a putut să vină la această expoziție și îmi pare rău că alte persoane din acest tablou n-au putut să vină, așa că este și un omagiu pe care îl aduc lor. Mulți dintre ei nu mai sunt în viață și am să vă urmărim și un scurtmetraj pe care l-am făcut, care o să fie scurt, promit. În care, iarăși, foarte mulți dintre acești oameni nu sunt în viață și îmi doresc ca ei și imaginea lor să călătorească și să rămână în viață prin amintirile noastre. Pentru că în momentul în care primele persoane au murit în viața mea, bunicii mei au murit, toată lumea spunea că ei trăiesc prin memoria celor care îi amintesc și, nu știu, sper să contribuie și asta cumva. Iar cealaltă parte a instalației, am pornit-o adunând obiecte ale oamenilor care nu mai sunt. Și am început de la caietul în care bunicul meu și-a mutat persoanele pe care vrea să le invite la înmormântare. Și sunt două pagini de caiet a trei. Iar apoi avem caietul care bunica mea își trecea pensiunea și în care își trecea numerele de telefon a nepoților și zilele de naștere. Și când te uiți așa, e o masă așa drăguță, știi, pe care poate o vezi în țară. Și cineva chiar m-a întrebat la o altă expoziție pe care am făcut-o în Bistrița, de ce am ales să aduc un purpose, un scutec pentru adulți? Sau de ce am ales un aparat de tensiune care pare că e din altă viață? Expoziția asta, sau proiectul meu, nu e despre un spațiu înghețat în timp, ci e despre cum oamenii îmbină trecutul cu prezentul și despre cum viața continuă prin faptul că noi putem să vedem acum aceste obiecte și putem să le punem împreună. Conceptul este ca fiecare obiect pe care îl vedeți pe această masă, văzut individual, într-un spațiu neutru, să te ducă cu gândul la un anumit spațiu al bătrâneții din zona noastră, este Europa. Cam asta vreau să spun. Ce scuze că am fost așa de mare. Sper că să vedeți expoziția mai de-aproape, care vă rog mult, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult să petreci puțin timp cu textele pe care le-am spus, pentru a înțelege contextul fiecare fotografii. Până atunci, vreau să le invit pe doamnele din corul meu, din satul Marin, care sunt conduse de doamna Maximana, și să cântăm o priceasnă. După care continuăm cu expoziția și o să vă mai spun câteva cuvinte de domnul Mircea Grozo, pe care l-am aici invitat și care mă bucur foarte mult că a onorat invitația mea. Și o să vizualizăm o scurtmetraj. Mulțumesc! Yeah.
invităm în continuare la microfon pe domnul Mircea Groza. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că vă văd și că ne întâlnim periodic la zilele Haide Silvane. De data asta vorbim despre Patricia. O cunosc de mulți ani. Prin 2013-2014, o fetiță plăpândă cu un aparat uriaș de fotografiat, un aparat uriaș la gât, la lansarea unei cărți, Salvarea gospodăriei țărănești, fermei țărănești, scrisă de unchiul său Avram Fițiu, și ea era invitată ca fotograf oficial. O fetiță mică cu un aparat uriaș, cum v-am spus. Se pare că între timp am văzut-o și cu alte aparate mai performante și cu camere video. Se pare că nu le poartă degeaba. Ce vedeți aici este o confirmare a ceea ce spun eu. Mi-am notat eu câteva idei ce aș putea să le abordez astăzi, dar cred că nu e foarte important să vă spun în câte proiecte a fost implicată Patricia. Le puteți vedea pe pagina ei de Facebook. Cred că la începuturi a fost zile cu gust la mari și probabil că e și legată sentimental de acel proiect, pentru că a fost proiectul de consacrare a ei, cred că, cu aceeași echipă, mult, mult mai mare. Și ce am remarcat eu atunci, cred că am fost chiar cu domnul Daniel Săuc acolo, la unele evenimente, un copil, un adolescent să reușească să reconstituie nunta bunicilor, cum a fost de atunci, cu peste 200 de participanți veniți, lămuriți de Patricia, veniți cu drag, pentru că se iubesc reciproc, toți cu costumele populare sau tradiționale, cu socăcițele tradiționale, cu mâncărurile tradiționale, mai mult, au organizat și un târg al satului înainte de nuntă. Trebuia să ai ce pune pe masă. Un copil, o tânără, într-un sat, a reușit să adune atâția oameni. A mai fost la un eveniment în care Patricia, sau poate legat tot cu aceleași evenimente, a fost o paradă a modei străvechi, la care au participat, cred că, cel puțin 50 de persoane din toată țara. Cine, câți dintre tinerii de astăzi ar reuși sau vor să facă un asemenea eveniment? Uite, Patricia reușește să le facă. A mai fost de câteva ori invitat la Facultatea de Agronomie din Cluj, cred că primele ei expoziții de fotografii în public, acolo au fost, în fiecare an de vreo 16 ani, la Facultatea de Agronomie din Cluj, este organizat un seminar obligatoriu pentru anul terminal de gastronomie tradițională și de port tradițional. An de an, de 14-15 ani. Sigur, vinovat este tot unchiul Patriciei, domnul profesor Avram Fițiu, se pare că e o boală a familiei de a păstra și de a transmite mai departe tradițiile. Mistare, dragi doamnele din fața mea, într-un fel, Patricia și cu mine ne asemănăm, scormonim satele. Și mai sunt aici în sală destui care scormonesc satele și îi știm. Un vechi proverb african spune că atunci când moare un bătrân, este exact ca și când arde o bibliotecă. Și cam asta este adevărul. Mă bucur că ai reușit să aduci expoziția și în Zalău. Mă bucur că Centrul de Cultură și Artă ți-a făcut această invitație. De altfel, de 15 ani, Centrul de Cultură și Artă, prin aceste zile ale
revistei Caiete Silvane face anual un bilanț, ca să zic așa, o dare de seamă despre anul care a trecut și să facem așa un exercițiu să ne închipuim cât de sărac ar fi cultura județului Sălaș fără aceste evenimente și fără aceste întâmplări. Vă mulțumesc încă o dată că și eu încep să ajung în sate mult mai ușor, probabil, decât a făcut-o Patricia. Trebuie să avem grijă de bătrâni și noi îmbătrânim, parcă ai așa o senzație de tristețe când observi că în jurul tău, că și noi îmbătrânim, din ce în ce mai puțin sunt mai în vârstă decât tine. Deci cât îi avem pe bătrâni să-i prețuim așa cum merită. Sigur, portretele de aici au povești nenumărate. Poate odată Patricia se va gândi să scrie și poveștile acestor portrete. Sunt convins că are multe notate, multe notițe, multe lucruri pe care le-a păstrat. Dar e tânără, e tânără de energie. Păcat că aceste evenimente nu sunt prezentate de televiziunile importante, care sunt acum ocupate cu alte evenimente, gen blogărița narcomană și bețivă și alte lucruri care ne intoxică zi de zi. Aici nu pot să vină reporterii. E păcat. Aș vrea și vă rog să-i aplaudăm pe acești minunați oameni. Mulțumim. Haideți să continuăm să vedem scurt metajul propus de Patricia. Iniorul cine urât că, Doamne, mândră-i tinerețe, dar urâtă-i bătrânețe. Vai de mine, rău-i mai ar Patricia, că nu-mi pot aduce apă. Că mă duc cu aici, Anida, tărnea s-a duce, că mă pot răbi cu vidile ce cu roată. Da, e de parte și nu mai depe. Noaptea, după ce mă șerg în pat și s-a stat așa liniștită, s-o liniște și ea de... Yeah.